15 consilieri, de pe numărul legal. Mulțumesc. Așa cum ați văzut din ce s-a publicat și pe tabletă, pe ordinea de zi avem două proiecte și încă unul suplimentar. Vă rog, cine este de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Să începem cu punctul numărul 1. Hotărâre privind delegarea organizării de către Centrul Cultural Local Bonuvine a activităților ce se vor desfășura cu ocazia vizitei delegaților din Republica Moldova în perioada 05-08 a 12-2019 în municipiul Giurgiu. Discuții, vă rog. Avem și avizul Comisiei de Buget. Avizul Comisiei de Învățământ Sănătate. Avizul Comisiei de Administrație Publică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, proiectul a trecut. Al doilea proiect pe ordinea de zi. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli de anul 2019 și a listei de investiții aferente. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții, vă rog. Nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Unanimitate. Al treilea proiect, PS1. Hotărârea privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Avizul Comisiei de Învățământ. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt discuții. Trecem la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Mulțumim pentru ședința de astăzi. Vă așteptăm la ședința ordinară, dacă nu mai intervine altceva în